În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși, din mila lui Dumnezeu ne întâlnim din nou în Sfânta Biserică, în Duminica a șaptea după Rusalii, când am auzit la Sfânta Liturghie citindu-se o parte din capitolul 9 al Evangheliei după Matei. Ne aflăm în același capitol în care ne-a lăsat Evanghelistul duminica trecută. Mântuitorul înviază pe slăbănogul din Capernaum, cel adus de patru prieteni ai săi înaintea Mântuitorului. Mai apoi îl cheamă la apostolat pe Matei, care era vameș. Merge apoi în casa mai mare lui sinagogii din Capernaum, Iair, și o înviază pe fica acestuia. Și la finalul capitolului 9 îl întâlnim acum pe Mântuitorul ieșind din casa lui Iair. Și ne spune Evanghelistul că doi orbi se țineau după el și strigau și cereau milă. Și Mântuitorul vindecă pe cei doi orbi și pe un om care era mut și surd, fiind stăpânit de un duh necurat. Adeseori, în relatările Sfintelor Evanghelii, Mântuitorul este înconjurat de mulțime mare de oameni. Mulți veneau din toate părțile și îl căutau pe Mântuitorul Hristos, însă fiecare din motive diferite. Mai întâi, într-o proporție mai mică sau mai mare, toți erau mânați de curiozitate. Faptele minunate și cuvintele nemai auzite ale tânărului învățător Iisus din Nazaretul Galilei îi făcuseră deja un renume. Se vorbea despre felul cum se poartă, cum învață, cum vorbește, despre minunile pe care le săvârșește Dumnezeu prin el. Și îi face pe oameni să fie curioși să vadă cine este acest nou învățător. O mare parte din cei care îl căutau vin înaintea Mântuitorului din disperare. Unii dintre ei, pentru că erau fie bolnavi ei sau cineva drag al lor, Sfintele Evanghelii sunt înțesate cu mărturii de vindecări ale orbilor, șchiopilor, ale celor uscați, ciungi, paralitici, leproși, stăpâniți de duhuri necurate și așa mai departe. Alții vin să mijlocească vindecare pentru cineva drag. Săptămâna trecută am avut pe cei patru bărbați care vin și îl aduc pe prietenul lor ca să fie vindecat. Cu alt prilej ne aducem aminte de un tată care vine și mijlocește și cere vindecare fiului său, stăpânit de duh, surd și mut. O altă femeie de neam păgân, o femeie cananeancă, cere ajutorul lui Iisus pentru că fiica ei era chinuită de un duh necurat. Sutașul sau centurionul roman cere milă pentru sluga lui și așa mai departe. Aceștia toți își puneau nădejdea și ultima speranță în Iisus, că doar El îi poate vindeca. Alții veneau dintr-o altă disperare. Dintr-o disperare izvorâtă din patimile și păcatele în care s-au scăldat în viața lor. Vedem vameși și desfrânate și alți proscriși, alți excluși din comunitate, că vin și la picioarele Mântuitorului Hristos, găsesc iertarea și speranța unui nou început. O altă parte dintre cei care se aflau în alaiul ce-l urma pe Mântuitorul
îl urmau din admirație. Admirau învățăturile sale. Le era drag de modul de viață pe care îl propovăduia Mântuitorul. De toate lucrurile minunate pe care vedeau că se săvârșesc prin persoana Lui. Vedeau harul și puterea Lui Dumnezeu lucrând prin persoana Mântuitorului Hristos. Mare parte din ei îl socoteau a fi omul Lui Dumnezeu. Alții spuneau că este profet. Iar cei care erau mai ageri și scrutau profunzimile mai bine, întrezăreau în persoana Lui Iisus pe Mesia, unsul Domnului, Fiul Lui Dumnezeu. Erau însă și unii oameni care umblau după Iisus cu gând viclean și cu duh iscoditor. Aceștia, având inima învârtoșată și cugetul împietrit, în ciuda tuturor semnelor minunate și a tuturor evidențelor, căutau să îl prindă pe Hristos în faptă sau cuvânt și să-l arate mulțimilor ca fiind un impostor, un călcător al legii lui Moise și nici de cum Mesia, cel făgăduit prin profeți. Și în Evanghelia de astăzi îi vedem pe oamenii din jurul lui Iisus mânați cam de aceste motive. Mai întâi îi avem pe cei doi orbi care cu disperare strigau la Mântuitorul: Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-ne! Disperarea îi mână și pe cei de aproape, ai celui surd și mut, care este adus de familia lui și Mântuitorul alungă Duhul necurat din el și își recapătă graiul. Iar dintre cei care au fost martori la această întâmplare, îi vedem pe unii că îl admiră, spunând: niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Iar pe alții, pe farisei, îi vedem spunând cu dispreț: cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Toți au fost martori la același eveniment și unii îl vedeau pe Iisus ca Mântuitor, ca Fiul al lui Dumnezeu, iar ceilalți îl vedeau ca stăpânit de duhuri necurate. Și se încheie Evanghelia de astăzi spunându-ne că Iisus străbătea satele și cetățile, învățând în sinagogile evreilor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. La fel face Mântuitorul Hristos și astăzi. Domnul nostru Hristos, prin slujitorii Săi, propovăduiește mai departe cuvântul Evangheliei. Și în casa Lui, Iisus îi vindecă pe cei neputincioși. Căci ne spune Evanghelistul că orbii se țineau după Mântuitorul și Mântuitorul merge pe străzile Capernaumului cu cei doi orbi strigând în urma Lui și intră Iisus în casă și abia acolo îi vindecă pe cei orbi. În casa Lui. Aici, în casa Lui, vindecă
Iisus și astăzi. Vindecă Iisus și astăzi boli și neputințe și dureri și necazuri și suferințe. Pentru că acestea există și în ziua de astăzi. Și faptul că există durere și în ziua de astăzi ne pune oarecum pe gânduri. Cum așa? Oare nu a venit Hristos pe lume tocmai ca să vindece toată boala și toată neputința? Ba da! Hristos i-a vindecat pe cei de atunci care au vrut să fie vindecați și îi vindecă astăzi pe cei care vor să fie vindecați. Și faptul că încă sunt dureri și boli și suferință pe lume, în mod paradoxal, este un semn al dragostei lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte, cu o bucată de vreme în urmă, am văzut un reportaj. O mamă de undeva din Statele Unite avea o fiică de 12-13 ani care avea o afecțiune medicală foarte rară. Copila nu simțea durere. Și spunea mama, mulți când aud acest lucru se gândesc ce lucru grozav, să nu te doară niciodată nimic. Însă pentru noi viața este un chin. Trebuie să ne supraveghem copila când merge la școală, când iese la joacă. Nu cumva să se taie și să piardă sânge fără să-și dea seama. Nu cumva să calce într-un cui, să facă o infecție și să nu simtă că ceva e în neregulă. Nu cumva să se atingă de o plită încinsă, fără să-și dea seama și să-și producă arsuri greu de vindecat. Și încheia mama cu aceste cuvinte. În fiecare seară mă rog, Doamne, dă copilului meu să simtă durerea. Mai rar auzim această rugăciune din partea unei mame. Și iată că Tatăl nostru cel Ceresc știe că de multe ori durerea ne este de folos. Ne aducem aminte de cuvintele Părintelui nostru Stare, drag, Gelasie, care ne spunea, boala este frâna păcatului. Atunci când omul nu se mai oprește de la răutăți, de la păcate, de la fără de lege, ca să nu se piardă pe veci, calcă Dumnezeu pe frână și îl oprește. Îl oprește pentru că dacă Dumnezeu a lăsat ca trupul să simtă durerea, ca să se ferească de un necaz mai mare, să nu se distrugă trupul acesta, fără îndoială că Dumnezeu are mai întâi grijă de suflet. Și atunci când îngăduie să vină boală sau neputință sau necaz sau orice altfel de durere, o face pentru ca omul să nu se piardă pe veci, să nu-și piardă sufletul. Și tot Părintele Stare se ne spune așa, mulți dintre dumneavoastră poate vă aduceți aminte, spunea, păcatul este ca o bombă cu ceas. Mai devreme sau mai târziu, explodează și te rănește. Și te doare. Și să știți că așa este, dragii mei. Dumnezeu nu stă cu bâta la capul nostru să ne dea în cap la fiecare greșeală, la fiecare lucru ne la locul Lui. Dumnezeu este îndelung răbdător și mult milostiv. Și așteaptă să ne întoarcem, așteaptă să ne redresăm, să ne oprim, să ne punem pe făgașul cel bun. Și ne trimite alte semnale. Ne trimite un cuvânt prin duhovnicul nostru, prin soțul nostru, prin soția noastră, prin copilul nostru, prin mama noastră, prin prietenul nostru, prin cineva apropiat. Să ne pune pe gânduri, să ne oprim de la calea fără de lege.
Și într-adevăr, mai devreme sau mai târziu, paharul se umple și dă pe afară. Și noi, ca preoți și ca duhovnici, vedem oameni care vin cu păcate săvârșite în tinerețile lor și vin 10, 20, 30 de ani, poate mai mult, mai târziu. Și poate ei s-au oprit de la păcatul respectiv și s-au corectat, s-au îndreptat, s-au pus pe făgașul cel bun. Și vin dintr-o dată greutăți și încercări. Pentru că păcatele trebuie trase. Dacă nu am făcut pocăință suficientă, Dumnezeu trimite încercarea peste noi. Pentru că nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să dăm murdăria jos de pe noi. Și o dăm, cum spune Sfântul Macare cel Mare, cu apa lacrimilor și săpunul rugăciunii. Cu toții, fără îndoială, știm cuvintele psalmistului David, care spune în Psalmul 50 așa: păcatul meu este înaintea mea pururea. Și de multe ori trecem repede peste acele cuvinte și nu ne gândim oare la ce se referă cuvintele acestea. Haideți să vedem. Păcatul meu este înaintea mea pururea. Nu păcatul lui, nici al lui, nici al celuilalt. Al meu. Pentru că păcatul meu mă trage în jos. Păcatul meu mă poate pierde, mă poate duce în fundul iadului. Boala mea mă doare, nu boala celuilalt. Și atunci, da, păcatul meu este înaintea mea pururea. Nu până m-am oprit, nu până am dat o lacrimă, nu până am uitat de el, nu. Este înaintea mea pururea. Pentru că atunci când îmi vine să judec pe unul sau pe altul, că e bun, că e rău, că se mântuiește, că se pierde, că e îndărătnic, că e așa și așa, atunci îmi aduc aminte, fiind păcatul meu înaintea mea pururea, îl văd și mi-aduc aminte, stai că și eu am făcut așa, și așa, și așa. Nu sunt cu nimic mai bun. Și cel care nu face lucrul acesta, stăruie în răutatea sa. Și se apucă și judecă tot mai mult. Mai întâi pe cei mai de departe, stăruind o bucată de vreme, începe și judecă pe cei din casa lui, din familia lui, pe cei de aproape. Mai apoi începe și se leagă de arhierei, și de preot, și de călugări, și de diacon. Stăruind mai departe, în îndrădnicie și în încăpățânare și în răutate, îl întoarce vrăjmașul împotriva duhovnicului său. Și de acolo, panta la vale este abruptă. Și într-adevăr, dacă omul nu se oprește la timp, începe și îi sucește vrăjmașul mintea. Și începe și vine și se spovedește, se împărtășește, îl împărtășește duhovnicul său după ce l-a dezlegat de păcate, ia trupul și sângele lui Hristos din mâna duhovnicului și se duce mai încolo și începe: duhovnicul meu, parcă e cam rău. Parcă nu are suficientă înțelepciune. Parcă nu văd suficientă dragoste la el. Vai de omul care se află în situația aceasta. Dacă nu se pocăiește și nu pune îndreptare, nu mai urmează decât să se ia de sfinți, să-i judece pe ei, să-l judece pe Maica Domnului, să-l judece pe Dumnezeu. Și de acolo mai este un pas până să-și piardă mințile. Din cauza răutății, a îndrădniciei și a împietririi. Și pasul acela este mic. De aceea, să fim și noi cu luarea minte, să nu lăsăm răutățile să se înfiripe în mintea și în inima noastră. Căci ne spun Sfinții Părinți așa: dacă îi dai diavolului firicele subțiri, ațe subțiri, el îl plătește funie. Adică îi dai cele mai mărunte gânduri și cele mai
lucrurile cele mai simple, te lași în voia Lui. Și ușor, ușor, folosindu-se de acelea, împletește funie și te trage jos. Te poate trage până în fundul iadului. Să nu lăsăm să se cuibărească în mintea și în inima noastră gândurile rele, judecățile, dușmânia, invidia, răzbunarea și toate celelalte. Pentru că atunci, negreșit, va călca Dumnezeu pe frână și va veni boala și va veni neputința. Să alergăm aici, în casa unde Iisus vindecă și astăzi pe cei neputincioși. Venim aici și aici aflăm că trebuie să ne rugăm, că trebuie să iertăm, că trebuie să ne spovedim, să ne împărtășim. Aflăm că trebuie să postim și iată, mâine intrăm în postul Maicii Domnului. Ferice de aceia care vor ține postul, care vor face paraclisul și la noi aici se va cânta în fiecare seară. Bine ar fi să ajungă cei care pot și cei care nu la casele lor fiecare, în fața icoanei și a candelei și în miros de tămâie, să facă și din casa Lui, casa Lui Iisus. Pentru că acolo este Maica Domnului, acolo sunt Sfinții și toți cei care ne sunt modele până la sfârșitul veacurilor. Amin. Amin.